condusă de pe margine de Constantin Dumistrăcel și Mihai Guriță, formația suceveană a câștigat grupa din care a făcut parte, după ce a învins ASEA Târgu Mureș, Atletico Roșior și ACS Prejmăr. Alb-verzii au ajuns în finală după ce au eliminat în fazele eliminatorii ale competiției formațiile Infinity Târnăveni, Luceafărul Cluj și CFR Simeria. În ultimul act al turneului, micii fotbaliști suceveni au învins cu 1-0 pe Voivodina Novi Sad, prin golul înscris de Alexandru Savin. Pe lângă trofeu și un voucher de participare la un puternic turneu în Franța, ACS Juniorul a câștigat și unul dintre premiile individuale. Suceveanul Cătălina Ioanei a fost desemnat cel mai bun portar al competiției. A fost un turneu reușit pentru noi, cu 7 victorii în 7 meciuri disputate. Îi felicit pe copii și țin să le mulțumesc părinților și conducerii clubului pentru sprijin, a declarat Constantin Dumistrăcel. ACS Juniorul Suceava a mizat la Balkan Elite Cup pe următorii jucători: Cătălina Ioanei, Luca Atitienei, Robert David, Daniel Corniciuc, Mihnea Moștoflei, Mateo Vacariu, Eduard Neamțu, Sebastian Dârțu, Dimitrie Toader, Alexandru Savin, Ionuț Nistor, Ionuț Buceac, Bogdan Butnar și Vlăduț Tkaciuc.